sunt eu și astăzi vă voi arăta pe ce am dat 500 de dolari. Da. Ok, sunt fată, în caz că nu v-ați dat seama. Și majoritatea fetelor dau banii aiurea pe porcării. Chiar vreau să cred că eu nu fac asta, dar când o să vedeți ce lucruri mi-am cumpărat, ei bine, o să-mi se facă rușine. Bine, am patul plin de chestii pe care mi le-am cumpărat cu 500 de dolari, pentru că sunt genul ăla, dacă n-am bani, atunci îmi doresc să îmi cumpăr o grămadă de chestii, dar atunci când am, ori sunt tipul ăla de fată care nu n-aș da banii pe aia pentru că mai bine îmi păstrez banii, nu știu ce, ori îmi iau toate prostiile posibile. Și de data asta am avut bani și mi-am luat toate prostiile posibile, gen chiar toate prostii posibile, pe care le regret. Ok, să începem. Deci, mi-am luat o țuță pentru că ale mele nu erau de ajuns. Și sunt dezamăgită de asta pentru că eu voiam să-mi cumpăr o țuță mai mare, ca alu Colo, pentru cei care știu. Dar am primit o mini țuță. Mi-am luat șapca asta și mi-au trimis două din greșeală. Așa că dacă cineva vrea șapca asta să-mi spună, o să fim surori de șapcă sau frați de șapcă, ce ziceți? Ha? Continuăm cu astea. Mi-am cumpărat o grămadă de rujuri mate, pentru că îmi plac rujurile mate, nu știu cum se țin ca să se vadă. Da, vedeți pozele de pe aici, cum stau cu câteva dintre culorile de aici. Mi-am mai cumpărat mănuși din astea. Bine, invers se pun, dar nu știu de ce mi le-am pus așa. Niște mănuși foarte cute, pentru că sunt cute și am vrut să le am. Încă te mai uiți la video, mi-am luat o față de pernă. De ce am făcut asta? Șosete cu fuck you, pentru că fuck you. Mi-am luat un router pentru că mi s-a stricat routerul. Mi-am luat o chestie de asta pentru slăbit și mușchi și chestii de genul. N-am folosit-o încă. Mi-am luat o coardă pentru sărit și pentru slăbit, you know. N-am folosit-o. Asta l-am folosit pentru că aveam nevoie. Acum o să fie mai ușor să fac daily vlogurile pentru că o să pot să țin camera pe asta și nu o să mai vedeți fața gen de aici. Deci e super. Mi-am cumpărat un fluier pentru Betty. Ci că doar câinii aud sunetul ăla. Deci Betty ar trebui să fie la ușa acum, dar nu e. Apropo de Betty, i-am mai luat și asta și asta, pentru că sunt cea mai bună mămică. Mi-am mai luat și super perna asta. Păcat că Betty nu se împacă cu ea. Am mai luat și pernuța asta. Păcat că Betty nu se împacă nici cu ea. Păcat că Betty nu se împacă nici cu asta. Ok, mi-am luat și detectorul de minciuni de acolo pentru că, na, am fost curioasă. Mi-am luat lui Betty un costumaș foarte sexy. Numai că până mi-au ajuns comenzile, au venit din China. Betty a crescut și nu mai încape în astea. Mai are și costumașul ăsta cu FBI. Pe asta l-are de la Max și e foarte cute. Oh, doamne. Mi-am mai luat o căciulă pentru că nu știu câți dintre voi știu asta, dar eu am avut o obsesie cu căciuli. Am vrut să-mi iau căciula asta, deși mai am una la fel pe negru. Mi-am luat și asta pentru că cine știe când o să am nevoie, când o să mai meargă centrala sau ceva. Îmi place foarte tare. Mi se pare super mișto. Mi-am comandat un costum de sumo pentru că niciodată nu știi când ai nevoie de un costum de sumo. Nu l-am deschis încă, evident. Mi-am luat un microfon pentru cameră. Nu știu câți dintre voi v-ați dat seama, dar calitatea audio este mai bună față de primele videouri pentru că acum mi-am luat un microfon. Mi-am mai luat un bol din asta care pur și simplu își schimbă culoarea când îl ating. Se aprinde, se stinge, face ce vrea el. Mi-am luat o folie de sticlă pentru telefonul meu pentru că știți că mi l-am scăpat în nu știu ce video și da, s-a spart. Mi-a trimis folie de sticlă pentru iPhone 7 Plus. Giveaway! Mi-am mai cumpărat astea. Aici se pun două doze. Asta vine în gură. O, doamne, deja mă văd la vloguri cenzurate cu asta vine în gură. Pentru că niciodată nu știi când mergi la un match și scoți pălăria asta din buzunar și bei, pur și simplu, ca o leneșă ce ești. Fața asta de pernă. Dar credeam că o să fie o pernă. Mi-am luat lentilele astea de telefon. Asta se prinde pe telefon așa sau așa. Și când îți faci selfie se vede ori mai mare, ori mai mic, ori fisheye, ori chestii, efecte, you know. Și am și lumină, pot să fac selfie-uri noaptea. Și am luat surorii mele o pereche de ochelari vintage pentru că ei plac chestiile astea. Mie nu, mi se par oribili. What the fuck, mă simt ca un extraterestru. Eu.
Oribil, Bia, oribil. Ok, pe lângă asta mi-am mai luat boxa asta superbă, care se aude wow. Wow, să vă arăt. Să vă arăt. Ești frumoasă când râzi, frumoasă când plângi, ești frumoasă când te apropii și mă atingi, frumoasă când vinde din suflet răni, frumoasă când mă iubești și când nu, pentru mine exigi doar tu. Mi-am cumpărat și un microfon de studio și un braț de microfon și un pop filter. Mi-am luat și tricoul ăsta de acolo, în care sunt foarte indecentă. Și mi-am luat o chestie pe care o să o testez în fața voastră. Ok, mi-am luat o chestie pentru masaj. Și ia că mă dau drumul. Da, e super. Mi-e plăcere. Oh, și husa o am tot de acolo. Ok, asta a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Dacă vreți unul dintre produsele pe care vi le-am arătat, aveți linkurile în descriere la fiecare dintre ele. Eu am fost Bia, vă pup și vă iubim. Pa! Audio Jungle.